Hello guys! Astăzi o să facem un Q&A pentru că mi-ați tot cerut să facem Q&A, așa că să începem cu prima întrebare. Eu sunt, nu se mă întreabă de ce postez atât de rar în ultima vreme pe YouTube. Ideea este că nu prea am cine să mă filmeze pentru că majoritatea prietenilor mei lucrează sau sunt plecați sau au alte treabă. Și mi-e destul de greu să mă filmez singură, mai ales la episoadele cu tipologii, pentru că e mai complicat la alea. Ili Teozaz mă întreabă, ai iubit sau frate? Frate. Denisa Cuhiru mă întreabă cum îți curezi de obicei tenul și am văzut că m-ați întrebat mai mulți asta, deși eu am mai discutat puțin despre asta într-un vlog anterior, în vlogul cu rutina mea de dimineață, dar am să vă mai arăt încă o dată pentru că nu e greu, e chiar super simplu și asta pentru că folosesc nebunia asta mică care se numește Foreo Luna 3. Acum mă și ajută foarte mult pentru că numai ce am venit de la plajă, am făcut un duș și pot să-mi curăț bineînțeles tenul cu Foreo pentru că am încă tenul puțin unsuros de la uleiul pe care l-am folosit la plajă, mai cât a cât a nisip pe aici. Deci, am să vă arăt pași care sunt super, super simpli. Primul pas, udăm puțin aparatul. Al doilea pas, ne udăm tenul. Al treilea pas, punem niște gel de curățare. Eu folosesc unul de la Bioderma, dar sunt o grămadă de alte geluri de curățare. Ba chiar au și cei de la Foreo, au niște geluri de curățare, dar eu n-am apucat să-mi cumpăr încă de la ei. Și al patrulea pas, îi dăm start. Bineînțeles că Foreo are și o aplicație pe telefon cu care îl poți conecta ca să-ți alegi ce tip de masaj vrei pe fața ta și la ce intensitate, doar că eu acum nu pot să o arăt pentru că în momentul acesta filmez chiar cu telefon, așa că îi dăm drumul. Gata. Acum tot ce trebuie să facem este să curățăm dispozitivul doar printr-o simplă clătire cu apă și apoi, bineînțeles, să ne spălăm fața. Ta-dam! Și gata. Asta e ritualul meu zilnic de curățare. Andrada mă întreabă dacă am de gând să fac un tatuaj. Da, aș vrea să-mi fac un tatuaj, dar nu știu exact ce să-mi fac, nici nu știu unde exact să-mi fac. Așa că mai aștept puțin. Oana mă întreabă ce îmi place să fac în timpul liber. Știu că nu pare, dar în timpul liber îmi place să citesc sau să mă uit la filme sau să mă întâlnesc cu prietenii mei sau să cânt sau o grămadă de alte chestii. Andreea Raluca mă întreabă de cât timp fac YouTube. Păi, cam de la începutul lui 2017. Sofie mă întreabă ce notă am luat la bac. Eu am luat 7,8, dar voi nu trebuie să faceți ca mine, trebuie să învățați ca să luați mai mult. Ideea este că eu nu am învățat deloc, dar deloc, deloc. M-am bazat doar pe cunoștințele pe care le-am cumulat în decursul anului și atât. Dar nu, învățați, serios, și luați note mari la bac. Maria Sătenu mă întreabă că nici a venit prima oară și cum ce ai descărcat. Ce? N-am înțeles nimic. Andrada mă întreabă unde sunt în Grecia. Sunt în Halkidiki și este foarte, foarte drăguț aici. Oamenii sunt foarte mișto. La fiecare restaurant, la fiecare bere cumpărată primești un snack gratis sau un chips sau niște alune sau whatever. La fiecare cafea cumpărată primești o apă plată moca și aproape la fiecare restaurant primești un desert din partea acasă. Foarte mult îmi place. Petruța Andrei mă întreabă câți ani ai de când ai luat permisul. Păi dacă te referi la permisul de conducere, să știi că l-am deja de 9 ani de zile. Sofan mă întreabă, când te-ai apucat de YouTube, realizai că vei fi atât de populară? Băi, da. Ideea este că dacă te apuci să faci ceva, cu gândul că nu vei reuși niciodată, mai bine nu faci. Mihăluță Sebastian mă întreabă când mai fac battle shots. Ideea este că voiam să creez o serie din acest joculeț, doar că după episodul pe care l-am filmat cu Amy, nu sunt foarte sigură că mai îmi doresc asta, pentru că mi-am dat un super knockout după episodul ăla. Mi-a fost și super rău. Deci nu, a fost oribil. Nu știu sigur dacă o să mai fac, dar dacă vreți mai fac, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Salvi mă întreabă ce faci când te plictisești. Mi se pare absurd ca în 2019 să te plictisești. Când ai atât de multe chestii de făcut, ai atât de multe opțiuni din care poți alege. Adică, nu știu, poți să te joci pe calculator, poți să citești o carte, să te uiți la un film, poți să te întâlnești cu prietenii, să mergi la o terasă, la orice oră vrei tu, din zi și din noapte. Adică, nu văd cum ai putea să te plictisești în 2019. Elena mă întreabă, 1. Dacă o să mai fac giveaway-uri și da, am să mai fac giveaway-uri, în principiu am să fac fiecare Crăciun și de fiecare dată de ziua mea. 2. Dacă vreau să am un copil și da, vreau. Și 3. Dacă voi face un vlog vertical. Sincer, nu m-am gândit la asta până acum, dar dacă vreți, da, sigur, am să fac. Bă, ce eu, Darius, mă întreabă ce muncești, dacă muncești.
Actually, da, chiar muncesc. Ce crezi? Sunt vlogger. Dacă voi aveți impresia că asta nu este o meserie sau un job, vă înțelegeți super amarnic. Adică e ca și cum ai întreba un cântăreț unde lucrează sau ce face. E atât de ciudat că doar cântă. Leacu Marius mă întreabă dacă am fost împreună cu Radu Constantin. Nu, n-am fost niciodată împreună cu Radu Constantin și nu, nici nu sunt mama lui, nici nu suntem frați, nici nimic. Suntem doar colegi de YouTube, dacă vrei, și prieteni. Marinescu, Ana Maria mă întreabă dacă m-am gândit vreodată să-mi schimb numele. Sincer, nu. Îmi place foarte mult cum sună Cristina Almășan și nu m-am gândit niciodată la asta, ba chiar vreau să-mi păstrez numele inclusiv după ce mă căsătoresc. Mihai mă întreabă, o să te duci în America? Anul viitor vreau să mă duc împreună cu părinții mei, să stăm o lună de zile acolo, să vizitez și eu tot ce au vizitat ei, cât timp au locuit acolo. Alexandru Surcică mă întreabă, de ce îți place să umbli cu decolteu? Pentru vizualizări? Nu, prieten, nu pentru vizualizări. Crede-mă că port decolteu de dinainte să apară YouTube-ul. Inclusiv acum port decolteu. Și nu l-ați văzut până acum, ce crezi? De fapt, știi ce? O să-ți și arăt niște poze de când eram mai mică și purtam decolteu. Gen. Reve mă întreabă de ce toată lumea te judecă pentru cum arăți și nu pentru cum gândești. Bună întrebare, Reve. Ideea este că în România așa se întâmplă, se pune mult mai mult preț pe cum arăți decât pe cine ești tu de fapt, ca om, ca persoană, ca whatever. Andy mă întreabă, te bucur pentru noi că a început școala? Nu știu dacă să mă bucur pentru voi, dar tot ce pot să vă spun este că eu, una, mă bucuram de fiecare dată când începea școala. Deci la fel ați putea face și voi. Emilian mă întreabă, de ce nu faci hanorace cu tine? Păi, sincer, nu m-am gândit niciodată, dar dacă v-ar plăcea și ați purta niște hanorace cu mine, scrieți-mi în comentarii și mă apuc imediat. Ruben mă întreabă dacă am fost vreodată la Iași și când. Am fost de două ori la Iași până acum, o dată acum vreo 2 ani, doar ca să mănânc la Dinner in the Sky. Și încă o dată am mai fost anul trecut la Forța Zoo. Ifrim Fabiana mă întreabă, când mai faci videoclipuri cu tipuri de oameni? Păi, sper să fac unul chiar săptămâna viitoare. Tincuță Simion mă întreabă dacă a stat în închisoare timp de 5 ani de zile pentru $1,000,000. Gen, nu, de ce aș face asta? Adică pot sta în libertate și să mă chinui să facă aia $1,000,000. Top 10 mă întreabă, te deranjează că sunt foarte mulți care se uită la clipurile tale doar pentru că ai titlurile mari și nu pentru conținut? Nu, nu mă deranjează absolut deloc, fiecare se uită pentru ce vrea, dar acum, sincer, dacă tu înțelegi doar țâțe din clipurile mele, înseamnă că ai într-adevăr o problemă. X Lica mă întreabă ce studii am terminat. Păi am terminat facultatea de actorie acum ceva ani bun deja, cred că vreo 5 ani. Chat Noir mă întreabă la ce liceu am fost și ce profil am studiat. Am fost la Liceul de Artă Ion Vidu din Timișoara și am terminat actoria. Asta am studiat, teatru. Mădălin mă întreabă, ai fost dezamăgită de oameni măcar o dată? Mădălin, am fost dezamăgită de oameni nu doar o dată, ci de mai multe ori, dar asta numai din cauza mea, pentru că eu aveam anumite așteptări de la ei pe care nu trebuia să le am. Alexandra Florescu mă întreabă ce mașină ai vrea să-ți cumperi. Sincer, eu mi-aș dori foarte mult un Fiat 500C, doar că toată lumea îmi spune să nu-mi cumpăr mașinuța aia pentru că, și că doar arată bine și nu e atât de bună, dar eu doresc. Codoba Elena mă întreabă care e actorul meu preferat. Am mai mulți, dar printre primii se află Jim Carrey, Rowan Atkinson, Morgan Freeman și mai sunt câțiva care îmi plac foarte mult. Dar hai să zicem că ăștia ar fi primii trei. Dorina Anton mă întreabă dacă îmi place luminița Safta. Da, ce întrebare e asta? E prietena mea, normal că îmi place. Rareș Quantum mă întreabă care este culoarea ta naturală la păr. Șatenul ăsta, la care o să revin probabil acum în septembrie. Certicali mă întreabă în câte țări ai mers și în care ai vrea să mergi. Nu știu, hai să le numărăm împreună. Deci am văzut așa, în Ungaria, Serbia, Italia, Austria, Germania, Cipru, Grecia, Malta, San Marino și mai adaug acum Bulgaria, Franța și Marea Britanie. Cred că cam atât și mi-ar plăcea foarte tare să ajung în America, cum spuneam și mai devreme. Sper să ajung anul viitor împreună cu ai mei, în Thailanda și în Dubai. Cam astea au fost întrebările de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe cu clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Eu sunt Cristina Almășan și vă super pupăcesc!